nostro care este în ceruri. Al Domnului nostru Iisus Hristos și a puterii Domnului Iisus să fie slavă în veșnicie, în veșnicie. Amin. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că eu personal îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat harul să fiu în casa lui. Și apoi aș vrea să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare frate și pentru fiecare soră care se găsește în seara aceasta în casa lui. Fiecare dintre noi am primit har de la Dumnezeu să venim în prezența Lui, să ne bucurăm de părtășie unii cu ceilalți, să ne arătăm dragoste unul față de celălalt, să lăudăm pe Dumnezeu, să ne rugăm și să simțim prezența Lui Dumnezeu. Și mai sunt și alte. Dacă ați venit să nu ați tensiune în momentul acesta, ați vedea că este mare. Dar nu din cauza că sunt intimidat de ceva sau de cineva. Întotdeauna mă gândesc, atunci când mă ridic înaintea poporului, că cuvintele acestea pe care le citim sunt așa de bogate, cum spunea fratele Iosif. Sunt așa de bogate și de fiecare dată mă gândesc să nu șterbesc din frumusețea mea. Uneori ne lăsăm duși de val și spunem una și alta. Dar știți că Cuvântul lui Dumnezeu vine. Cuvântul lui Dumnezeu dă bucurie. Cuvântul lui Dumnezeu aduce pace. Cuvântul lui Dumnezeu schimbă. Cuvântul lui Dumnezeu face așa de multe lucruri. Dacă noi avem inima deschisă și pregătită să ascultăm pe Dumnezeu. Nu o să vorbesc din toate versetele pe care fratele Iosif le-a citit. Dumnezeu mi-a pus pe inimă doar un singur verset, versetul 20. Și mă rog Domnului ca să nu șterbesc frumusețea cuvântului acestea. Că ce este frumusețea cuvântului Dumnezeu pe care noi oamenii câteodată propunerim, nu șterbim. Nu avem destul de înțelepciune să aducem înaintea poporului uneori și lumină ce să spunem și cum să explicăm anumite lucruri. Așa cum am spus, aș vrea în seara aceasta să vă vorbesc din versetul 20 și aș vrea să-l recitesc încă o dată. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu, Tatăl, pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Când am spus la început că îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare frate și pentru fiecare soră prezentă în casa Domnului, am spus din toată inima. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat putere
să vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră. Chiar dacă uneori se întâmplă să ne mai căcăm de bărătorii pe ceilalți. Suntem frați și surori. Și merge să trebuie să mergem înainte cu Domnul nostru Iisus Hristos. Mulțumesc acelora care susțin pe frații care predică cuvântul și stau în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, cerând de la Dumnezeu ca să fie, ca să însuțească, ca să lasă pe Duhul Sfânt la lucrul biserica lui. Aș vrea să vă vorbesc în seara aceasta despre un cuvânt foarte important și care are foarte mare putere. Foarte mare putere. Mă uit la frații, la frații mei și aș vrea să le pun o întrebare. Când a fost ultima dată? Când mi-ați mulțumit lui Dumnezeu pentru soțiile dumneavoastră? Când a fost ultima dată? Când mi-ați mulțumit lui Dumnezeu pentru copiii care mi-a dat? Când a fost ultima dată când i-ai spus soției tale, dragă, îți mulțumesc pentru masă. A fost tare bun. Când le-ai luat cu băiatul tău în parte și în auzul lui și în auzul lui Dumnezeu, i-ai spus lui, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tine. Când i-a spus ultima dată soțiilor noastre, draga mea, îți mulțumesc că am haine curate. Poate pentru unele persoane nu este important. Dar soțiile noastre, surorile noastre, așteaptă cuvintele acestea de apreciere. Le așteaptă. Viața de căsnicie ar fi mult mai frumoasă și ar fi mult mai fericiți și unul și celălalt dacă am ști să apreciem ce avem. Știți că Dumnezeu poate la o clipeală să ne ia tot ce avem? La o clipeală poate să ne ia tot ce avem. Și atunci o să o lăsăm să mulțumim. Că nu mai avem ce am avut. Știm să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, nu ți-am mulțumit de ajuns pentru ce mi-ai dat. Când ai spus ultima dată soției tale că se îngrijește bine de copii? Că are grijă de ei, că le pune de mâncare sau că le pune nouă de mâncare la servici. Sunt poate lucruri mici, dar este așa de mare valoare în ochii lui Dumnezeu. Și are așa de mare valoare, mă fi putut. Acum, nu că am terminat, dar vreau să le întreb și pe surorile mele. Când ați mulțumit ultima dată pentru soții dumneavoastră?
Sunt femei în lumea aceasta care își adori o familie. Dar nu o au. Când te-ai dus la soțul tău și le-ai luat din mână și ai mulțumit că te-a ales pe tine ca soție. Vedeți? Sunt lucrurile așa de mici. Așa de mici. Spunea odată o soră, soțul meu, de când ne-am căsătorit, nu mi-a făcut niciodată un gest de iubire, adică nu mi-a arătat într-un fel sau altul că mă iubește. Îmi mai spunea câteodată. Dar spunea ea, într-o dimineață când m-am trezit, pe noptiera de lângă pat, am găsit un buchet de dioci și cu un bilet. Și în biletul acela scria pentru cea mai bună și mai frumoasă soție, spune. Și apoi sora a luat buchetul acesta și mărturisea fratele că l-a pus ca o icoană în casă. Pentru că, spunea ea, după atâția zeci de ani de căsnicie, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru gestul acesta de iubire pe care soțul meu mi-l-a dat. Când te-ai dus ultima dată, dragă soară, la soțul tău și i-ai spus că să-i mulțumit că se duce noaptea sau ziua în fric să lucreze. Palme acestea să lucreze pentru familia pe care Dumnezeu a dat-o. Când ai dus la el să-i spui îți mulțumesc că-ți pasă de noi și că lucrezi pentru noi. O, frate și surori, câte bogății sunt în cuvântul acesta, mulțumesc. Până și Biblia, asta o facem în primul oameni, dar până și Biblia spune, mulțumesc lui Dumnezeu, totdeauna lui Dumnezeu, Tatăl, pentru toate lucrurile. Și o să le luăm încetul cu încetul și o să învățăm de ce Dumnezeu vrea să vină înaintea Lui cu mulțumire și întotdeauna și pentru toată lumea. Vedeți, lumea în care trăim este nemulțumită. Oamenii sunt atât de nemulțumiți că dacă plouă afară, el este nemulțumit că plouă. Dacă afară este furtună, omul își dorește soare. Dacă este soare, omul vrea un pic mai rece. Dacă Dumnezeu ne-a dat harul să avem o mașină, să te nemulțumim, să am vrea două. Dacă Dumnezeu ne-a dat harul să putem să ne cumpărăm o casă în țara aceasta, noi am vrea mai mult. Și niciodată nemulțumirea aceasta nu se oprește. La orice, la orice. Când te duci la magazin să cumperi ceva, ești nemulțumit de prețuri. Când te duci la doctor, că ai o urgență în familie, ești nemulțumit sau sunt nemulțumit că stau la rând.
Dacă trebuie să mă duc să o soțesc cu soția mea la doctor, eu aș vrea să stau acasă și să mă regăsim. Dacă soțiile noastre ne roagă să venim cu ele la cumpărături, le refuzăm frumos, că nouă nu ne place asta. Majoritatea bărbaților. Dacă soția noastră face un fel de mâncare, ne pune la masă să-i mulțumim lui Dumnezeu și când ne ridicăm ochii privind cu uimire, că nu este mâncarea pe care o așteptam. Așa suntem, frate, așa suntem. Așa suntem. Și aceasta este lumea în care trăim. Dacă iei un simplu desert, dacă îl iei să mănânci, știi ce spunem noi în sinea noastră? E prea dulce, e prea sărat. Și întotdeauna avem lucruri de care să fim nemulțumiți. Frații mei și surorile mei, Cuvântul lui Dumnezeu spune în 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 2, o stare a vremurilor din urmă este că oamenii vor fi nemulțumitori. Așa spune acolo. Oamenii vor fi nemulțumitori. Noi, copiii lui Dumnezeu, nu vrem să facem parte din asta, din această stare. Noi vrem să fim mulțumitori lui Dumnezeu. În toate lucrurile. Un frate păstor își începea ziua în felul acesta. Că suna telefonul din dimineață, alarma de pe telefon, să-l trezească să meargă la serviciu. El nu întindea mâna cu mânie sau cu altfel, în altfel. Și el spune așa, Doamne, îți mulțumesc că pot auzi. Alții n-au. Când fratele încerca să iasă din învelitoarea patului, nu era cald. Și dădea de frigul din cameră. Fratele spunea, Doamne, îți mulțumesc că am pe ce să mă vedesc. Și că am o casă unde mă pot adăposti. Alții nu. Apoi se ducea să spăla, își pregătea micul dejun și spunea, Doamne, poate stomacul meu ar fi vrut altceva. Dar îți mulțumesc că am ce să mănânc. Alții n-am ce mănânc. Și apoi spunea, Doamne, acum mă duc la servici, te rog să mă însoțești și să fii cu mine. Dar nu vreau să uit, spunea fratele, că mi-ai dat un serviciu. Alții. Mulțumirea este o alegere. Mulțumirea este o poruncă, în primul rând, din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne poruncește să-i mulțumim. Dar este și o alegere. Dumneavoastră sau eu aleg să fiu mulțumitor sau nu. Nemulțumirea poate să facă ravagii în viața noastră. Dar o inimă mulțumitoare poate duce multă binecuvântare. E adevărat,
Atunci când sunt noi afară, nu vezi soare și nu văd soare. Dar atunci când îi mulțumești lui Dumnezeu și spui așa, Doamne, nu văd soarele care-i după noi. Dar îți mulțumesc că e acolo. Atunci când te doare ceva și vine înainte lui Dumnezeu cu mulțumire și spui, Doamne, nu știu de ce trebuie să trec prin asta. Mă doare și sufăr. Dar știu că Tu ești bun. Știu că Tu vei da izvând. Spune cineva odată, chiar trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Așa spune cuvântul. Și ce înseamnă pentru toate lucrurile? Înseamnă doar pentru lucrurile care mi se par nouă bune? Sau și acelea care mi se par nouă mai puțin bune? Sunt oameni care ajung la oncologie și mulțumesc lui Dumnezeu, oamenii aceia. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și spun, Doamne, știu că sunt aici și văd ce scrie pe ușă, văd. Dar știu că nu sunt singur. Știu că Tu ai un plan. Și îți mulțumesc, chiar la starea aceasta. Știu că nu sunt singur. Tu ești cu mine. De ce trebuie să mulțumim lui Dumnezeu? De ce? Atâtea lucruri minunate a făcut pentru noi. Atâtea lucruri minunate Dumnezeu a făcut pentru noi. Și noi de atâtea ori trec zile, săptămâni, luni și uităm să-i spunem lui Dumnezeu un mulțumesc. În seara aceasta, că sunt aici în casa Domnului, și eu și dumneavoastră, știți că sunt oameni care mor. Sunt oameni afară care mor. Dar nouă Dumnezeu ne-a dat har. Un motiv de mulțumire. Sunt oameni care refuză cu categorii de Evanghelie. Dar nouă Duhul Sfânt ne-a muiat inima. Să ne pocăim. Haideți să nu mai fim așa nepăsători. Domnul nostru așteaptă să-i spunem în fiecare zi. În fiecare zi. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc. Nu știu dacă știați. Sonata Lunii de Beethoven. Ea a fost scrisă la un moment dat, când Beethoven trecea pentru dureri mari, pierduse pe cineva drag. Și era foarte descurajat și foarte mâhnit. Nu mai avea chef de viață, spune. Și acolo unde era cazat dânsul, ieșise o fată și fata aceea striga cu voce tare. Doamne, ce m-aș bucura să pot vedea măcar un răsărit de soare sau un apus de soare. Dar nu pot, că sunt oameni. Știți că Beethoven a avut ceva probleme cu auzul, mai târziu a surzit. Dar momentele acelea, cuvintele pe care le-a auzit din gola acestei femei, l-a ajutat să meargă mai departe și să spună, Doamne, eu văd. Femeia aceasta nu vede, dar eu văd. Și vreau să-ți mulțumesc că mie mi-ai dat vedere și văd. Și atunci a scris piesa aceasta. Spunea Richard Wurmbrand, dacă i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, n-am mai dat timp să le plânge. Așa spune omul acesta.
De atâtea ori ne plânge, frate și soră, dacă stăm de vorbă cu cineva, plânsete. Dacă stai de vorbă cu altceva, plânsete. Tot felul de plânsete. Dar mulțumiri, mai puține. Mulțumiri, din ce în ce mai puține. Nu-ți dai seama și nu-mi dau seama că ceea ce avem este un har de la Dumnezeu. Este un har de la Dumnezeu. Dragi tine, aveți părinți. Sunt copii care n-au părinți. Mai mult de atât, aveți părinți credincioși. Mai mare har. Părinții aceștia pe care îi aveți se roagă pentru voi. Când i-ai spus ultima dată mamei tale, mamă, te-ai îngrijit de mine și mi-ai dat să mănânc? Când? Când i-ai spus tatălui tău, tată, de atâtea ori ți-am cerut bani și ai avut de unde să-mi dai, că te-ai dus la servici? Când a fost? Când a fost ultima dată când i-ai spus așa? Noi ne adunăm aici, în casa lui Dumnezeu. Dar nu ne știe inima unul altul. Nu cunoaștem. Dumnezeu știe, El este aici. Și atunci când El trece pe lângă tine sau pe lângă mine, El este, Dumnezeu vrea ca ceea ce vorbește să prinză inima. Să prinză inima. Dar știți ce facem noi, frate și soră? Venim la biserică cu nemulțumirile noastre. Și inima noastră este plină, dar nu cu cuvânt, de nemulțumiri. Și vii și te rogi înaintea lui Dumnezeu și la început și poate și pe la mijloc și spui, Doamne, vorbește-mi. Dar cum? Cum să-ți vorbesc? Că inima ta e plină. E plină de nemulțumire. Și vii și stai în biserică și în loc să auzi ce Dumnezeu vorbește, tu te gândești tot la nemulțumirile tale. De ce a îngăduit Dumnezeu să trec prin asta? De ce copilul meu a trecut prin asta? De ce? Și tot felul de întrebări. În loc să luăm toate lucrurile acestea pe care le luăm și spunem, Doamne, eu îți mulțumesc pentru el. Eu nu știu de ce să luăm. Nu știu. Că nimeni nu își dorește ca copilul lui să se accidenteze sau să se îmbolnăvească sau să ajungă la spital. Dar Dumnezeul nostru este vin. Și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu, Doamne, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dar Tu ești cu mine acolo, Tu ești cu El acolo. Îți mulțumesc că nu m-ai lăsat singur. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu. Este o poruncă. Frații mei, spuneam în Tesaloniceni, în 5, acolo spune că e voia lui Dumnezeu să mulțumim. Frații mei, este o poruncă. Noi, da, avem posibilitatea să alegem. Să fim nemulțumitori sau să fim mulțumitori. Dar asta e alegere. Dumnezeu ne-a poruncit să facem lucrul acesta. Dar te rog, alege. Și mă rog și pe mine să aleg. Să fiu mulțumitor în loc să fiu nemulțumitor. Nemulțumirea te face să vezi negru. Mulțumirea te face să vezi pe Dumnezeu. Nemulțumirea te face să vezi pe frații tăi cum nu sunt. Dar mulțumește pe lui Dumnezeu pentru frații pe care îi ai în biserică. Îi ai. Știți că sunt oameni care ar vrea să aibă o biserică. Și sunt 2-3. Dar n-au unde. Și noi pentru că avem unde. Uităm să-i spunem mulțumesc lui Dumnezeu. Doamne, am unde să mă închin. Am unde să scânt o cântare. Fără să fiu prigonit. Fără să stau afară în frig. În Coreea de Nord. Creștinii se duc să iau cina Domnului în pește. Se ascund. Și ei toți știu să-i mulțumească lui Dumnezeu. Și noi stăm bine. Este o alegere. Poți să te duci acasă
sau poți să mă duc acasă și să-mi continui viața la fel. Dar ea încearcă să arunci cât un mulțumesc la soția ta, la copiii tăi, la colegii tăi de muncă. Să aduci un mulțumesc înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, mi-ai dat frați, mi-ai dat surori. Poate n-am familie aici, în Canada. Eu am mai să am. Dar poate sunt alții care ar vrea și ei să aibă pe cineva, o soră, un frate și n-au. Dar Dumnezeu ți-a dat frați și surori în Domnul. Și uitați că suntem. Atunci când vedem pe cineva căzut, trece pe lângă el, nu ne pasă. Haideți să ne decidem. Să începem să fim mulțumitori înaintea lui Dumnezeu. Să-i spunem Domnului, Doamne, vreau să-ți mulțumesc pentru toate lucrurile. E greu. E greu, poate că eu n-aș alege să merg pe acolo pe unde poate eu vreau să ajung. Dar îți mulțumesc că planul tău de lucrare este mult mai bun ca al meu. Vreau să-ți mulțumesc că dacă chiar voi ajunge într-un doctor, acolo tu vei lucra și cu mine. Acolo vei fi și tu cu mine. Acolo mă vei ajuta și mă vei curăți mai mult. Găsește motiv și să găsesc motiv de mulțumire în orice. În orice. Dumnezeu va fi mulțumit de faptul acesta. Nu-ți critica soția, nu-ți critica copiii. Poate câteodată pe bună dreptate. Dar găsește motive să spui mulțumesc. Găsește motive să găsești în spatele norilor soarele, în spatele întunericului lumină. De aia Dumnezeu ne-a dat doi ochi și doi urechi. Dacă vedem numai negru, nu-i bine. Dacă vedem numai negru, nu-i bine. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Și apoi, cum putem să-i aducem înaintea lui Dumnezeu mulțumire? Cum? Și prin cântare. Și prin rugăciune. Putem să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i cântăm o cântare de laudă, de mulțumire la adresa lui. Pentru cât bine a făcut pentru noi. Poți să stai pe genunchi sau în picioare, sau la servici. Sau poți să conduci. Și poți să-i spui în rugăciune. Nu neapărat să închizi ochii, mai ales când conduci. Să-i spui mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc pentru toate lucrurile. Și facem lucrul acesta, frați și surori, în numele Domnului Iisus Hristos. Să-i mulțumesc lui Dumnezeu, Doamne, am cale la Tatăl prin Domnul Iisus Hristos, deci mi-ai dat harul acesta. Îți mulțumesc pentru Iisus Hristos. Căci în numele Tău vin, în numele Domnului Iisus Hristos vin înaintea Ta, Tatăl. Și spun, îți mulțumesc frumos în numele Domnului Iisus, Tatăl, pentru toate lucrurile. Frații mei și surorile mele, este un cuvânt mic. Dar cu importanță așa de mare. Cuvântul acesta îmi poate schimba viața și îți poate schimba viața. Dar, așa cum am spus, este porunca lui Dumnezeu, este și o alegere. Depinde de tine și de mine. Ce alegi să faci? Continui să mergi acasă așa cum ai venit? Continui să mergi cu nemulțumirea tot înainte? Și la sfârșit aș vrea să citesc Psalmul
50 cantieri. Și aș vrea să ne gândim, la ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit, Psalmul 50, cu versetul 23. Spune așa: cine aduce mulțumire ca jertf, acela o prostorește. Și cel ce vechează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Frații mei și surorile mele, vă îndemn din nou și mă îndemn și pe mine în același timp. Haideți să luăm hotărâri noi și să ne propunem în seara aceasta să începem să folosim tot mai des cuvântul mulțumesc. În seara aceasta, din cuvântul Scripturilor, cuvântul lui Dumnezeu, mi s-a vorbit despre importanța mulțumirii. Eu mi-am făcut un obicei în a chema pe frați și pe surori să mulțumim lui Dumnezeu și în seara aceasta voi face același lucru. Acum, la încheierea părtășirii din această după masă, vă voi invita pe toți și prezent să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Aș vrea să-i mulțumim în această rugăciune lui Dumnezeu Tatăl. Aș vrea să-i mulțumim mai întâi de toate pentru Fiul Său, Iisus, Mântuitorul nostru. Aș vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu Tatăl pentru cuvântul minunat al Scripturilor, în care ne vorbește și ne învață. Aș vrea să-i mulțumim pentru darul Duhului Sfânt cu care ne-a pecetuit pentru ziua răscumpărării. Aș vrea să-i mulțumim Domnului pentru adunarea Lui din locul acesta. Pentru frați și pentru surori. Aș vrea să-i mulțumim pentru familiile noastre. Soțiile să mulțumească pentru soți, soții să mulțumească pentru soții. Părinții să mulțumească pentru copiii înainte lui Dumnezeu și copiii să mulțumească lui Dumnezeu pentru părinții pe care i-au. Să încheiem această seară într-o rugăciune de mulțumire și de încredințare în mâna bună a Domnului. Amin. Amin.